Seria acțiunilor făcute fără niciun fel de logică în municipiul Ploiești continuă, iar după amiază, un participant la trafic surprinde pe una dintre străzile orașului o mașină de tip cisternă ce aparține firmei de salubrizare, care pe lângă faptul că blochează desfășurarea traficului, spală partea carosabilă în timp ce afară plouă. Ploieșteanului i s-a părut ciudat această acțiune, astfel că a decis să înregistreze totul, urmând ca mai apoi să o împărtășească cu prietenii lui virtual de pe o rețea de socializare. Întrebarea este dacă regula ce spune că în momentul în care ninge, utilajele de dezăpezire nu pot interveni, atunci când plouă, oare este indicat să se spele și strada? Răspunsurile dumneavoastră la această întrebare le așteptăm pe pagina noastră oficială de Facebook Ploiești TV, dar și pe site-ul